Bună seara! Mă bucur să fiu în seara asta aici, alături de Teodora, domnul profesor și toți ceilalți invitați și prieteni. Am să reiau un pic ce am spus la prima lansare de la Bookfest la acestei cărți. Cred că Teodora este unul din cele mai bune istorice a femeii din România și argumentele sunt tocmai contribuțiile sale. O parte din aceste contribuții le puteți găsi și pe site-ul cooperativa.ge.ro. Sunt contribuții și generale legate de contextele politicilor educaționale și prezența femeilor în școala românească secolul XIX, secolul XX și sunt antecedente, sunt contribuții despre antecedentele asociaționiste de cercetare și de intervenție socială la ceea ce mai târziu a făcut Gusti cu Școala Gustiană și cu femeile din Școala Gustiană. Contribuții și un pic din afara problematicii feministe sau problematicii femeilor mai degrabă, legat de afilierile politice sau orientările politice din cadrul școlii și multe altele. Ce face Teodora însă cu precădere este această istorie a femeii din istoria modernă a României și am să citesc și eu primele două propoziții din o carte pomenită deja de Doina, cealaltă jumătate a istoriei. Citesc, este pe fața, cred, semnată de Teodora Eliza. Cealaltă jumătate a istoriei este istoria celui de-al doilea sex. Sau mai degrabă reprezintă istorii diverse, adesea trecute și uitate, dar de cele mai multe ori bogate și îmbogățitoare ale celeilalte jumătăți a umanității. Femeie. Aplicat la Școala Gustiană, este exact această incursiune, această devoalare a celeilalte jumătăți a unei școli sociologice spectaculoase. Cum anume face Teodora acest lucru? Aici aș sublinia, pentru că există o anumită percepție legată de feminism, Teodora este interesată în primul rând de ceea ce, hai să spunem așa, în termenul ăsta greu de tradus, agency. Adică femeile în istoria Teodorei nu sunt niște femei pasive, doar opresate sau doar marginalizate sau doar excluse. Sunt femei care acționează, sunt prezente și contribuie sau fac istorie. Deci nu sunt agenți pasivi al istoriei, sunt agenți activi. Pe de altă parte, bărbații nu sunt adunați într-o conspirație care pare ca unic scop perpetuarea unei dominații. Sunt persoane umane, ca toate celelalte persoane umane, care sunt dominate de aceleași interese și strategii de afirmare sau de excludere a celuilalt. Dacă n-am redat bine, este Teodora aici și poate să mă corecteze oricând. Miza este foarte mare. Aici, care ar fi miza? Adică de ce facem noi caz de faptul că există femei în Școala Gustiană? Păi pentru că era foarte rar fenomenul nu numai în România, ci în toată Europa. Ca femeile să participe la acel nivel în viața academică, în viața de cercetare, să-și facă o carieră pe cercetare. Și aici mi-aduc aminte de un material, nu sunt 100% sigur de acuratețea sa, dar este un material pe care l-am folosit la facultate, când eram seminaristul cursului ce era ținut chiar de Teodora. Și într-unul din aceste materiale se spunea că la fotografia de absolvire la Cambridge, în anii 50, erau doar bărbați, nu erau și femeile. Deci asta ca să înțelegem puțin cât de neobișnuită totuși era prezența femeilor la acest nivel de excelență academică. Și repet, nu e vorba de România, nu e vorba de Europa Occidentală. De altfel, există istoria Ștefaniei Cristescu, unul din cazurile asupra căreia s-a făcut precădere Teodora în care e de doctorat,
care în experiența ei academică din Occident, prin experiența ei academică din Occident, putem vedea și acest lucru legat de prezența marginală a femeii în viața universitară. În ceea ce privește interbelicul românesc, dacă stăm să ne gândim puțin la, așa, foarte puțin și superficial, nu? Tânăra generație interbelică, Criterion, Ionescu, să mai spunem câteva nume din astea spectaculoase, femeile sunt destul de absente sau sunt prezente marginal ca amante sau ca obiect care perturbă și face scandal, nu? Dar nu sunt prezente în Criterion, de exemplu, acum nu știu, nu sunt, iarăși, nu sunt foarte sigur, dar oricum figurile principale sunt evident bărbații. Și în tânăra generație, de asemenea, figurile dominante de care ne aducem aminte, bineînțeles că asta nu înseamnă că erau doar bărbați acolo, în acest fenomen, dar figurile dominante sunt tot bărbați. De aceea, iată, este atât de utilă o astfel de cercetare care ne pune în față o realitate istorică, prezența femeilor în istoria interbelică și în școala augustiană. Acum, trecând un pic mai departe, propria mea experiență, ca să spun așa, cu această istorie a femeilor a început cumva din altă parte, tot dintr-o asociație, este vorba de ASCR, Asociația Studenților Creștini în care a activat Vulcănescu și am observat acolo și este clar că era un fenomen oarecum reprezentativ pentru un segment destul de mic al societății românești din interbelic, fenomenul acesta, dar pentru anii 20 este totuși un fenomen reprezentativ, anume un fel de flux, o deschidere care ia cu această deschidere socială și cumva încredere în viitor, ia ca un val și femeile acolo. ASCR-ul, de exemplu, este fondat de o femeie, nici măcar nu era româncă, era o misionară englezoaică din Țara Galilor. Femeile în această asociație ocupă funcții de conducere și de responsabilitate, conduc cercuri de studii, deci sunt implicate la nivel serios și la nivel central. Și cumva, pentru mine, venind de aici, nu a reprezentat o surpriză atât de mare faptul că erau femei și în școala augustiană. Ele nu sunt de la început. Teodora prezintă acel lucru, poate lasă-i totuși aceste factualități când încep să fie prezente cu ce campanie și în ce fel vor fi prezente. Există niște explicații pentru care, dincolo de faptul că femeile însele au dorit să fie acolo, există niște explicații sociale. România Mare era un șantier, era nevoie de multă forță de muncă în acest șantier și era nevoie de multe profesoare, era nevoie de mult angajament în zona de asistență socială. Acolo erau mult de construit și acolo cumva era privit drept ceva mai firesc, privită de ceva mai firească implicarea femeilor. Deci ar fi cumva acest background social care ne explică. Eu aș merge chiar mai departe, nu cred că este vorba doar despre acești factori sociali care explică prezența mai mare a femeilor. Cred că România, o societate premodernă care intră direct în postmodernitate, nu a apucat să aibă niște granițe și roluri sociale foarte rigide, ca într-o societate burgheză, foarte așezată. Noi, în zona noastră, nu semănăm nici cu alte societăți de tip ortodox, de exemplu, dacă vă duceți în Grecia și acum, în anumite cătune mai izolate, femeile sunt într-o parte, bărbații sunt în cealaltă parte, nu există niciun fel de amestec. La noi nu prea a fost chestia asta și cred că și Iorga o remarca, dacă nu mă înșel, în acea istorie a lui a femeilor, care când spunea că atunci când au venit fanarioții, femeile fanarioților nu era deloc vizibile, pentru că exista exact această tradiție a neamestecului. Deci, probabil, există o fluiditate în această zonă a rolurilor și a statutului și, și într-un sens cultural, dar este doar o ipoteză, evident. Ce aș mai adăuga
Este foarte utilă distinția pe care Teodora o face între femeile care au avut un parcurs independent și s-au raliat școlii gustiene și femeile care s-au afirmat în cadrul școlii gustiene. Un caz aparte mi se pare Ștefania Cristescu, pentru că ea ar fi putut să aibă un parcurs diferit oricum și ar fi avut o carieră oricum în afara școlii, pentru că avea o relație foarte bună cu Densușianu, însă l-a părăsit cumva pentru gustii, lucru care nu cred că i-a făcut pentru mult Densușianu. Și, în fine, m-aș apropia de final, întrecerea asta în revistă foarte superficială. Mă întrebam, în grupurile care s-au alcătuit în mod informal în școala gustiană, pot distinge anumite grupuri. Nu pot distinge un grup care să fie dominant sau dominat de femei. Adică este grupul de la Rânduială, nu cel mai care s-a și despărțit de școala gustiană, a întemeiat o revistă sau a după aceea cu legionarii. E vorba de Pernea, Ionică, Panzer. Este grupul Golopenția, Neamțu și alții mai degrabă din Banat, de o anumită vârstă, ajuns un pic mai târziu în școală. Golopenția are propriile dificultăți în a se afirma în cadrul școlii de altfel, ca și soția lui, dar la un alt nivel, în alt fel. Și este, hai să zic așa, un grup al seniorilor, Ștal, Vulcănescu. N-am găsit un grup al femeilor ca acestea. Ele sunt cumva risipite printre aceste... Nu sunt cu Rânduiala oricum, nu sunt cu grupare din Rânduiala, sunt cumva mai degrabă cu gruparea seniorilor, mi se pare mie. Doar Costaforul. Da. Și cred că Constante, la un moment dat, a participat și ea când s-au dus toți să fie la dreapta, să facă nu știu ce acolo, la revista aceea, avea și niște materiale. Deci erau cumva angrenate, chiar dacă marginal, deci erau risipite cumva între aceste grupări, ele nu s-au constituit în ceva aparte. Da, nu știu dacă... Da, asta ar fi o concluzie. Eu doar am remarcat asta și chiar mă întrebam. Mi-era teamă să nu fi scăpat ceva. Nu știu nici dacă Xenia este exemplu de reușită, nereușită, cel mai evident în școala augustiană, în sensul în care ei se recunoaște un statut încă de la bun început. Este nominalizată chiar de Ștal, care are niște afirmații foarte tare, care foarte bune pentru titluri de carte și pentru definiții ale situației. Este nominalizată de Ștal dintre bătrânii monografiei, deci cei care puteau să-i îndrume pe ceilalți din postura de oameni mai experimentați. Deci era un bătrân deja. Dar nu știu dacă echipa ei era formată din femei sau din... era făcut din femei. Ok, bun. Deci avem totuși pe cineva care coagulează o echipă de femei, în cea mai mare parte. Și, în fine, acum, cumva, despre ce este vorba aici? Este vorba despre o negociere permanentă a limitelor sociale, a rolurilor sociale care sunt atribuite, a libertăților și a oportunităților pe care poți să le ai într-un anumit context social. În România Mare a existat această oportunitate în anii 20, în anii 30 lucrurile se complică din toate punctele de vedere. Toate pozele din școala gustiană din anii 20, începutul anilor 30, sunt extrem de relaxate, amestecate, băieți cu fete. În anii 30, deja sunt în spate? Asta din serviciu social. Vreau să spun de asemenea că școala gustiană nu se masculinizează nici la sfârșit până la anul 30, era și imposibil deja, pentru că nici dacă ar fi vrut, ar fi reușit. Era pur și simplu nevoie de femei acolo, ele sunt incluse în serviciul social, sunt incluse în munca de intervenție socială, dar nu știu dacă sunt la nivelurile de coordonare și de conducere. Asta nu știu. Prin urmare, avem aici acest tip de negociere, pe care o întâlnim, evident, și în zilele noastre, în alte forme. Mulțumesc și probabil o să mai revin pe parcurs în